E sărbătoare și în familia lui Adicar, mai ales că are și trei pici care abia așteaptă iepurașul de Paști. Dacă a discutat cu iepurașul și a făcut înțelegerea, aflăm în aceste momente de la Adi, cel care vine în această amiază să fie alături de noi și cu o melodie frumoasă. Bine v-am găsit! Salutare! Bine ai venit! Ce face gospodarul de Paște? Se gătește și a vopsit balconul. Balconul, da. Bine v-am găsit în primul rând și felicitări vouă tuturor celor care sărbătoriți frumoasa sărbătoare pascală, pentru că nu avem cum să ne sărbătorim. Da, e mult de muncă prin jurul balcoanelor. Cei mici de acasă au avut grijă să încundeze păscuțele și ouăle roșii. O ajută pe mami, iar noi, iar eu fiind ca gospodarul casei, sunt mai mult în așteptare decât în pregătire. Da, pentru că cel puțin Paștele din copilăria noastră este foarte diferit de Paștele pe care l-au copiii noștri deja. Tu ai știut de iepurașul de Paște? N-am știut de iepurașul de Paște până n-am venit la Chișinău și aici la Chișinău l-am întâlnit. La noi era un pic altfel, de acolo de unde vin eu. De fapt, noi știam de rugul de Paște, aici am aflat că este iepurașul de Paște, mieluțul de Paște. Noi mieluțul de Paște l-așteptam în tigaie acasă, în această frumoasă sărbătoare. Dar să știi că este bine, într-un fel oarecare, îi motivez pe cei mici să fie ascultători, să fie mai... Îi mai șantajăm, într-un cuvânt. Da, îi învățăm să fie mult mai atenți. Și aceste puraș când vine îi facem mai fericiți. Ai și o melodie frumoasă pentru această perioadă. De fapt, tu cânti despre sărbătorile noastre, despre satele noastre. Chiar dacă ești aici în oraș, sufletul tău este încă acolo, în copilărie, în satul tău. Lelu, să știi că eu am avut un vis pe când eram la vârsta asta frumoasă, adolescenței, acolo unde se află feciorul meu mai mare, ca să realizez un CD cu colinde. Și am realizat, datorită bunului meu prieten, președintele Uniunii Compozitorilor, domnul Pavel Gamurari, am realizat împreună un CD cu colinde tradiționale și colinde de autor. După care ne-a venit nouă ideea și cu un alt coleg de nostru, Ionel Condrea, să realizăm și un colind pascal. Atunci când a venit acest colind, să știi că a venit în Vinerea Paștelui. Și uite că astăzi îl cântăm la fel într-o zi frumoasă de Vinerea Paștelui. Da, nu există coincidențe, există întâmplări frumoase, fericite, da. Și frumoase. Ce tradiții aveți voi ca familie în ziua de Paște? Până ce și ne dorim ca mulți ani de aici încolo să avem părinții lângă noi în viață. Din păcate și eu și soția le avem în viață doar pe mamele noastre. Tradițional mergem duminica după ce sfințim Pasca, după ce venim de la biserică, de la Sfânta Biserică cu păscuța sfințită și cu merindele sfințite, mergem direct la mămica mea. Direct. Nici nu ne oprim nicăieri în satul Albinețul Vechi, raionul Fălești. Mergem, stăm acolo câteva ore, după care facem naveta mai spre nord pe la mama soacră. În satul Grigorești, raionul Sângerei. Și, cu Doamne ajută, dacă reușim să ajungem pe la nașii noștri de cununie, e bine. Dacă nu, mergem la ei a doua zi. Ne așteptăm finii de cununie acasă seara, stăm cu ei un pic la masă, așa după cum spune frumoasa tradiție, dar să nu prea mult mâncăm, ca să nu avem probleme de sănătate. Și frumos sfârșim prima zi de Paști cu ciocniri de ouă roșii. Așa, copiii urmează să aibă o vacanță. Ce planificați în vacanță? La bunici? Hai să, dacă e să ajung la vacanță, pe timpuri când venea vacanța de Paști, o așteptam cu nerăbdare, dar acum, după un an de zile, tot mai mult de vacanță decât de școală, să știi că... Ai vrea copiii să ducă la școală. Eu ca eu, dar să știi că cel mare chiar îmi spune și mă bucur acest lucru, tată, chiar vreau mai mult la școală, pentru că mi este dor de întâlnirile cu colegii. Eu am niște copii foarte energici, foarte, foarte plini de vorbă și acest lucru se simte acasă, pentru că până uneori chiar ne pare rău și ne cerem scuze în fața vecinilor, că uneori până pe la 12 noaptea tot vorbesc și vorbesc, nu mai știm cum să-i punem, să mai stea și cu somnul de vorbă. Da. Eu mă bucur că ești astăzi aici. Mulțumesc. Doresc pentru invitație. Familii tale sărbători fericite și sănătoși să fiți, pentru că asta este cel mai important în perioadă și fie ca aceste sărbători de Paști să vă aducă și mai mult de pace în suflet. Mulțumesc mult și vouă tuturor, prietene. Vreau să vă urez sărbători luminate, un Paște fericit alături de cei dragi și să fim sănătoși. Așa să fie și te invităm în aceste momente, dragule, să ne cânți acest colind de Paște, pentru că este o melodie specială pentru această perioadă și se numește De Paști.
să aveți liniște în case, cu fire de busuioc, sărbătoarea cea de Paște să vă adune la un loc. Sărbătoarea cea de Paște, dragii mei, să vă adune la un loc. Sub cerul senin e sărbătoare, îngerii vin să ne aducă vestea cea de înviere sacră a Domnului Sfânt. Astăzi devenim mai buni și mai cuminți. Sub cerul senin e sărbătoare, oamenii îmbracă haine de argint și spun tuturor că Hristos a înviat. Totul are gust de sărbătoare. Așezați-vă la masă cu zâmbetul plâns și dor. Rupeți pas că din ea să guste oricare trecător. Rupeți pas că din ea să guste, dragii mei, care trecător. Sub cerul senin e sărbătoare, îngerii vin să ne aducă vestea cea de înviere sacră a Domnului Sfânt. Astăzi devenim mai buni și mai cuminți. Sub cerul senin e sărbătoare, oamenii îmbracă haine de argint și spun tuturor că Hristos a înviat. Totul are gust de sărbătoare.